aștepta din altă parte să ne vorbească prin predicator. E bine, mulțumim lui Dumnezeu și pentru aceasta. Prorogi, dar mulțumim lui Dumnezeu că sunt frații noștri care Duhul Sfânt ne vorbește și prin ei. Dar un lucru spun, și asta spun în dreptul meu, pe care fiecare poate să se cerceteze. M-am cercetat dimineața acolo și mi-a vorbit Dumnezeu. Trebuie să aprind în viața mea. Măcar că era un om pe care am trăit cu toți frații mei din Fântânele, o pocăință simplă, o pocăință pe care avem nevoie și astăzi simplitatea lui Dumnezeu, pe care se trăie pe genunchi. Și de multe ori, poate, de câteva ori îmi neglijam lucrurile acestea, sper eu, și nu-mi răspund eu. Când am vorbit despre smerenie și atins acest cuvânt, cum i-a vorbit mie. Dacă stau să mă gândesc la cina lui Dumnezeu, poate de două ori, trei ori, n-am rămas, am plecat. A zis, da, Doamne, recunosc. Nu că asta e ori laudă, ci recunosc că Duhul Sfânt a lustrat și eu accept. Unor fire nu dorește lucrul acesta, dar ce bine se întâmplă. Și Dumnezeu să mă ierte. Însă cuvântul lui Dumnezeu, pe lucrurile să le repede să mi-a atins cuvântul lui Dumnezeu în inima mea. Când a vorbit și a citit Psalmul 46. S-a oprit acolo. Și a zis, opriți-vă. Ce să știți că eu sunt Duhul Sfânt. Am stat și m-am cercetat, Doamne Dumnezeu, e o mare har. Și adevărul acesta pe care doresc să văd. Pentru că poate am uitat de multe ori pe Dumnezeu. Poate l-am uitat în multe feluri. Și aș vrea să ating câteva gânduri și apoi ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Să vedem puterea lui Dumnezeu. Că poate, ne-am jucat cu Dumnezeu, cum am vrut noi. Este un cuvânt pe care este din Biblie și Dumnezeu ne vorbește. De multe ori Dumnezeu îi cunoaște. Doamne, iartă-ne, Dumnezeu are milă de noi. De multe ori, mulțumim lui Dumnezeu, avem har. Și vorbim despre milă, despre îndurarea lui Dumnezeu. Dar este nevoie să vedem autoritatea lui Dumnezeu. Este să ne rugăm să vedem puterea lui Dumnezeu. Și să vedem limita lui Dumnezeu când are o limită. Atunci se arată El puterea. Și dacă vedem acum, în vremea asta, vedem când Dumnezeu vorbește El. Și spune, opriți-vă și când vorbește El, nimeni nu poate să mai răspunde. Slăviți să fie numele Domnului Iisus. Numai că ne-a atins de virusul acesta și de fel. Puterea lui Dumnezeu, oamenii n-au putere. Președinții n-au putere să găsească soluții. Salvații, dar asemenea nimic, doctor, nimic. Și numai El, când a atins, până acolo, când a oprit și avioane, și transporturile, până acolo vedem puterea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Opriți-vă, pentru că Dumnezeu are o limită. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin aceasta. Acolo stând pe bancă. Doamne, care sunt limitele tale care Tu mi-ai dat un har, mi-ai dat o șansă astăzi în seara aceasta. Și harul lui Dumnezeu că stau în picioare și mi-a vorbit mie. Și poate că Dumnezeu te atinge și pe tine împreună cu mine. Care sunt, Doamne, limitele tale? Are o limită lui Dumnezeu. Uitați-vă limitele lui Dumnezeu pe care noi vedem. Care sunt atunci când ratăm ușurință lucrarea lui Dumnezeu? Și a fost atâta din Scriptură când au tratat cu ușurință lucrarea lui Dumnezeu, slujitor. Oameni slujitori și aceștia știm cu toții. Din 1 Samuel, capitolul 4. Aceștia erau fiii lui, pe care vedem Eli, Hofni și Finehase. Au tratat cu ușurință lucrarea lui Dumnezeu. Erau preoți. Și totul zicea că depinde de ei totul. Ceea ce a tratat cu ușurință știm și nu vreau să intru în amănunt așa. Să vedem limita lui Dumnezeu. Când El vorbește, nimeni nu poate să mai răspunde și Dumnezeu ce spune este dat și amin. Oamenii aceștia au tratat cu ușurință și au bătut joc, au nesocotit darurile lui Dumnezeu care se juca. Pentru că se aducea la fiecare an jertfe lui Dumnezeu și mergeau la Șilo și acolo copiii lui Dumnezeu aduceau jertfe din inimă. Din tâi născuți care aduceau ei, oi, de aceea, porumbei, tot ce s-a ducea, i-a ducea cu inimă, cu dragoste, cu bucurie.
Că acești oameni preoți care tratau cu ușurință, lua ce era mai bun. Spune, dați-ne din această care nu ne mai dat acum fiartă, dă-ne crudă că putem face noi. Lua ce e mai bun. Și poate vede de-a lui Dumnezeu ce e. Și-au tratat. Pentru că trăim într-o fel atât de ușurință în care are darul lui Dumnezeu viața noastră. Și darul nemeritat este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze. Și atât de ușor tratăm și noi. Că vreau să vă spun că atunci când este nevoie, să întindem o mână de ajutor. Nu facem. Atunci tratăm atât de ușor încât neglijăm această parte pe care ar trebui să fie focul lui Dumnezeu în viața noastră. Și de multe ori, dar alergările noastre. Nu vreau să intru în amănunte, că nu doresc. Pentru că este o vreme pe care Dumnezeu vorbește har. Și avem harul acesta și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Oamenii aceștia s-au jucat până la o limită, până când Dumnezeu arăta puterea Lui. Și de multe ori spunem și spune, merge numele Tău că trăiești, dar ești mort. Unde se vede aceasta? Poate că vin în adunare. Poate că vin la orice ori zilnic sunt prezent. Dar afară nu mă cunoaște nimeni. Dar ochii lui Dumnezeu vede totul. Slăviți să fie Domnul. Dar știi care e problema? Că în cele mai grele momente, când se ridică valurile, când se ridică problemele în viața noastră, ispitele pe care vor și satana pe care lovește în familie, lovește în pocăiți, lovește în slujitorii lui Dumnezeu. Și dacă n-am aceea relație cu Dumnezeu, dacă n-am aceea putere pe care trebuie să o am, nu pot să luți. Poate că lupt cu armele mele, cu firea mea, dar nu duce. Ăștia au făcut când au fost vremea să meargă să luptă împotriva filistenilor, acolo s-a bătut. Pentru că Dumnezeu n-a mai fost cu ei. Tratăți cu ușurință Dumnezeu să dă la o parte. Să dă la o parte. Și o spun că e cu Dumnezeu. Și de aceea când Dumnezeu a văzut lucrul acesta că acești preoți, om și fiți, au tratat cu ușurință, a fost o luptă cu filistenii, s-a dus. Prima înfrângere pe care a fost, 4.000 de oameni din poporul lui Israel au murit. Și ce au făcut? A făcut un sfat. Au început să stea. Pentru cine ai lăsat, Doamne? Pentru cine ai venit, Doamne, în ajutorul nostru? Bătrâni, poporul lui Israel. Alți preoți, alți slujitori al lui Dumnezeu. Și zice, pentru ce nu întâmplă noastră? Că ăsta este Dumnezeul nostru, Dumnezeul Israel. Pentru ce ne-ai lăsat în mâna filistenilor? Ei nu știau că ei tratau cu ușurință, își băteau joc. În casa lui Dumnezeu își băteau joc. Păcătuiau, făceau ce este rău. Și ei slujeau lui Dumnezeu. Hai, și au început să facă lucrul acesta. Și când au găsut, au început. Acum să aducă chivotul lui Dumnezeu de la Șil. Și când au auzit, au venit în poporul lui Dumnezeu. S-a dus acest strigăte pe care au început să strigă încât s-au temut filistenii. Dar nu era decât o gălăcie în viața lor. Un strigăt pe care Duhul Tău, Dumnezeu nu era prezent. Măcar că a venit chivotul lui Dumnezeu. Dar nu are nevoie Dumnezeu să-l ajute niciodată. Poate că cred eu cu cântare, poate că eu cu un îndemn, ca a făcut împărăția lui Dumnezeu, nu, Dumnezeu pune preț pentru o relație, pentru o timp și o frică lui Dumnezeu și Dumnezeu să devine binecuvinteze. Au început, au strigat, au mers și Dumnezeu nu era cu ei. De ce? Că s-a văzut limita lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care vreau să spun, când tratăm cu ușurință, lucrarea lui Dumnezeu s-a mult ca și copiliță. Vine o vreme când pune cântarul lui Dumnezeu în dreptul ei. Și apos, acolo în Amos, era un proroc. Și vine și spune, vorbește, stă de mort cu el Dumnezeu. Amos, ce vezi? Și răspunde, eu văd. Ce vezi? O cumpără. Iată că voi pune cumpără aceasta în mijlocul poporului lui Israel. Și nu voi ierta. Stăteam și mă cercetam, e opțiune în viața mea. Doamne, poate vă dat, am tratat cu ușurință. Nu
merg la rugăciuni, nu merg la adunare, nu trăiesc sfințenia, poate că trăiesc duplicitate, nimic. Lucrurile pe care le sunt, astea sunt, dar da, cu ușurință. Este darul lui Dumnezeu care l-a pus în noi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-i pare rău de darul lui Dumnezeu care ne-l dă. El dă cu mână largă. Dar numai că umii tratează atât de ușor darul acela, pentru că el îi transformă pentru interesul lor. Și sunt astăzi cu părere de rău. Și mă doare sufletul. Pentru că oamenii de acum vin în lume, fac din darul lui Dumnezeu un câștig. Fac din darul lui Dumnezeu un interes. Un compromis. Și Dumnezeu spune, opriți-vă, ca să știți că eu sunt Dumnezeu. Amin, amin. Și are o limită. Și vor, îi zice că sunt bine. Dar Dumnezeu privește din înălțimea cerurilor și astăzi Dumnezeu ne vorbește că El e Dumnezeu, să vezi că fie numele Domnului Iisus Hristos. Aici l-a tratat Belșața, s-a jucat el cu vasele Domnului Iisus Hristos, a avut puterea aceasta în împărat, i s-a dat și ca să vadă oamenii că nu i-a fost de ajuns, că e împărat, care fală, a dat această pretrecere, un ospăț a dat. Și-au întors și s-au întâlnit mulți acolo. Dar pentru el trata cu ușurință și a zis să tragă el atenție la oameni. Să fie mai important, mai interesant el. Împărat și măcar că era. Duceți-vă în Ierusalim și aduceți-vă vasele. Măcar că tatălui, împăratul nebucat din țară, nu s-a atins. El s-a temut de vasele Domnului și le-a pus bine acolo în mistirea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Și el s-a dus. Pentru că a tratat atât de ușor. Și bine că îmi dorme Dumnezeu dreptului. Și pum! Și el spus, oprește. Ca să vezi că eu sunt Dumnezeu. De ce? Te tratează. A luat vasele Domnului, a început să bea din ele. Și a făcut și numai Dumnezeu și a arătat mâna puternică. Un cap de zi, pe care știi. Pe care scrie acolo și știm cu toți. Cântărit, numărat și împărțat. Și când a pus Dumnezeu cântarul, i-a răsit ușor. Ăsta e puterea lui Dumnezeu, care trebuie să o știm. Dar ție mie și ție astăzi i-a dat harul lui Dumnezeu. Că suntem mai bine. Dar mai a fost un om al lui Dumnezeu care l-a vine înaintea lui Dumnezeu și el cere să-l cântărească Dumnezeu. Și acela nu e decât Iov. Și vine din capitolul 31 și spune să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără frihană și va vedea neprihănire. De mi s-a bătut pasul de pe calea lui cea dreaptă, zămin să fie Domnul. Dar ce-ai făcut tu, Iov? Dacă n-am dat săracilor ce încerc. Dacă am lăsat ca ochii vântului să se topească pe plâns. Dacă am lăsat pe cel gol fără să fie îmbrăcat. Dacă mi-a mâncat o singur pâine fără să aibă și orfanul partea lui. Doamne, binecuvintează. Opriți-vă ca să știți că eu sunt Dumnezeu. Da, eu rog lui Dumnezeu. Să nu mai tragă scușurință. Am eu cred pe care o cred că Dumnezeu e cu mine, dar eu fac ce vreau eu. Vine o vreme pe care eu nu stau în prezența lui Dumnezeu, în spărtură. În harul lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne dă harul acesta cât mai e, că nu se știe ce va veni. Dar un lucru știm. Aici, în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, aici ne întărește Dumnezeu, ca afară să avem putere în numele lui Iisus Hristos. Amin. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze, să știm limitele lui Dumnezeu, să știm că o vreme Dumnezeu când pune cântarul, El e Dumnezeu și nimeni nu poate să-L roagă la răspundere, că El este Dumnezeu, să vii să fie Domnul. Și de aceea avem harul acesta, Doamne, recunosc că am greșit de un lucru, am judecat, am tratat cu ușurință, ce? Poate la cina Domnului. Acolo sunt luați. Și poate că am tratat cina cu ușurință. De ce? Nu mi-a dat interesul să mă duc să pot să-mi rezolv situația cu cel de lângă mine, cea de lângă mine. Nu mă duc, iartă-mă, te rog, am greșit. O să spui, ca să-mi iau cina. Nu-i tratam, lasă că iau eu cina. Poate și luna cealaltă. Poate că vedem noi, acolo este. Dar nouă dată Dumnezeu mi-a vorbit în seara aceasta
ajută-ne să aplicăm în viața. Autoritatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, nu împarte slava lui cu nimeni. El un veșnic, Dumnezeu cel atot puternic, Dumnezeu tare, Dumnezeu mare, slăvit să fie Domnul. Pentru că El a spus lui Moise, stai de vorbă cu El și spune, Moise, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Pentru lucrul acesta, pentru că tu m-ai ascultat, nu vei intra în canal. Dar eu mi-am pus întrebare pe care sunt. Frații mei, Dumnezeu să vă binecuvinte, dar aș vrea să ne ridicăm în picioare și să înțelegem limitele lui Dumnezeu. Să încercăm să încă eu cântar pe care de multe ori ne ascunde. De multe ori poate nu mă vede cel de lângă mine, cea de lângă mine. De multe ori ne grijă cu ușurință. Și în seara aceasta Dumnezeu are milă și îndurare. Știi care e milă? Știi care e îndurarea lui Dumnezeu? Că tu ești în casa lui Dumnezeu. Amin, amin. Și te aparții lui Dumnezeu. Că dacă nu aparțineam lui Dumnezeu, nu eram aici. Dar pentru că îl iubim pe Dumnezeu, aparțin lui Dumnezeu și spun, Doamne, ăsta sunt, mă recunosc. Însă astăzi mi-a dat harul acesta și ne-a pus cântarul în dreptul meu. Că dacă mi-ai punea, Doamne Dumnezeu, nu știu ce s-ar întâmpla. Dar în seara aceasta am înțeles, harul lui Dumnezeu curge din tronul de îndurare lui Dumnezeu. Și El are milă și îndurare. Și seara aceasta nu face după păcatele și fără de legile noastre. El are milă în dreptul tău, în dreptul familiei tale și dreptul meu. Și seara aceasta și ce spune? Te iert! Spune Dumnezeu, te iert! Ești copilul meu! Și El pune mâna străpusă peste noi și mâna aceea puternică, blândă, atinge prin adunare și le este în adunare aici și trece printre rândul. Și Dumnezeu ridică, slăviți să fie Domnul. Nu trebuie să ne temem. Avem un Dumnezeu. Mi-a dat harul acesta. Mi-a dat șansa aceasta. Mă recunosc, mă smeresc înaintea Lui. Îmi cere cu autoritatea lui Dumnezeu și vrem să venim înaintea Domnului. Amin.